O familie din comuna Bălănești a trecut printr-un adevărat șoc când a văzut că truda lor este mistuită de flăcări. Proprietarii au făcut focul într-o afumătoare, iar flăcările au cuprins imediat anexa respectivă. Incendiul violent s-a extins și la locuință, iar o mare parte din bunuri a fost distrusă. Pompierii au intervenit la fața locului și au lichidat incendiul, însă pagubele sunt însemnate. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale din cadrul ISU Gorj. Incendiul se manifesta violent și a mistuit întreaga anexă unde se afla afumătoarea, acoperișul locuinței, dar și mai multe bunuri din casă. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină la un incendiu izbuit la o casă de locuit în comuna Bălănești. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul construcției și la o anexă. Promptitudinea salvatorilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat rapid, în limitele găsite, limitând efectele acestuia. Incendiul a izbucnit de la o afumătoare improvizată în anexa locuinței. Au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, o anexă, aparatură electrocasnică și mobilier. Cauza probabilă a incendiului este focul deschis folosit în spații închise. După câteva ore în care s-au luptat cu flăcările, pompierii au reușit să lichideze incendiul.